Până pe 20 octombrie, toate școlile vor transmite inspectoratelor școlare lista elevilor care iau burse pe lunile septembrie și octombrie și sumele estimate pentru plata burselor notează edupedu.ro. Prevederea se găsește în metodologia cadru din 8 septembrie 2023 de acordarea burselor, ceea ce se aplică pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar. Până la data menționată, trebuie transmisă pe categorii de burse lista elevilor beneficiari, numărul acestora și sumele estimate pentru plata burselor pe lunile septembrie și octombrie 2023 prin completarea paginilor machetei trimise pe e mail unităților de învățământ. Noul ordin privind bursele elevilor a intrat în vigoare aproape cu începerea noului an școlar și primele burse vor fi achitate pe 15 noiembrie 2023. Anul acesta, bursa socială se poate cumula cu bursa de merit sau cu cea tehnologică. Valoarea minimă a burselor este de 450 de lei lunar la cea de merit și de 300 de lei lunar la cea socială și cea tehnologică. Un nou tip de bursă este cea olimpică, ce se acordă pentru performanțe deosebite la competiții și olimpiade naționale și internaționale, recunoscute de Ministerul Educației. Bursele de merit și tehnologică se acordă lunar, doar luând în calcul zilele lucrătoare și liberele legale, nu și zilele de vacanță. Se acordă burse și elevilor din învățământul particular sau confesional.